Bine ați revenit la mobilissimo.ro. Azi vă prezentăm un nou unboxing și un nou concurs. A trecut ceva vreme de când am avut în test o tabletă cu diagonală mare de la Allview. Acest model este Allview Viva Q10 Pro, tabletele 9,7 inch. A fost lansată în ianuarie 2015 și acum o puteți câștiga la concurs. Dar până atunci, hai să o scoatem din cutie. Formatul amintește de cel al unui iPad de generație ceva mai veche. Avem margine destul de mare ale ecranului. Și acest model vine cu un display de 9,7 inch cu rezoluție în stil Retina. Prețul este de 819 lei, iar tableta arată astfel. Hai să vedem ce se află în cutie. În cutie găsim obișnuitele accesorii, avem un cablu USB care ne conectăm la încărcător. Avem și un cablu USB OTG, un manual destul de gros de instrucțiuni, cablu Bitdefender, cod Bitdefender Mobile Security și obișnuitele garanții. Punem accesoriile în cutie, vom porni tableta și hai să aflăm și dotările sale. Avem de-a face cu o tabletă cu diagonală mare, după cum am spus, ea măsoară 9,8 mm în grosime, cântărește 576 grame și are un ecran IPS LCD cu rezoluție de 2048x1536 de pixeli și format 4x3. Ca sistem de operare avem Android 4.4 KitKat, iar procesorul este un quad-core Cortex A7 de 1 GHz. Pe partea de grafică avem un GPU PowerVR SGX544MP și hai să începem procesul de setup. Primii pași au fost trecuți ușor și în curând o să ajungem și în home screen. Ok, iată că am ajuns. Tableta oferă 16 GB de memorie internă, 2 GB de RAM DDR3 și vine și cu un slot micro SD cu suport pentru până la 32 de GB extra. Avem parte de Wi-Fi și de două camere de câte 2 megapixeli, una în spate și una în față. Tableta vine cu difuzoare stereo pe care le vedeți aici. Și pe cealaltă parte avem o mică surpriză, avem parte de un port HDMI, pe care le vedeți marcat aici, lângă portul micro USB, jack-ul audio și butonul on-off. Mai departe, aflați că această tabletă vine la pachet cu un încărcător de 5V și 2,5 A, iar bateria sa este o unitate litiu polimer de 8200 mAh și 3,7 V. Acest model ar trebui să asigure cam 6 ore de funcționare cu această baterie sau 540 de ore de utilizare în standby. Ok, aplicațiile la pachet includ Bitdefender Mobile Security, acel 4K video player pe care l-am văzut cu ceva vreme în urmă, un file manager, Google Maps și alte aplicații cu care sunteți familiarizați. Tableta o puteți câștiga la un concurs Mobilissimo dacă respectați cele 4 reguli obișnuite. Regula numărul 1 este să vizitați pagina de produs pe allview.ro. Regula numărul 2, să dați like paginii de Facebook Allview. Regula numărul 3, postați un comentariu la articol de unboxing sau review al acestei tablete cu răspuns la întrebare. Enumerați 3 caracteristici ale tabletei care vi se par atractive. Regula numărul 4, dați share public pe contul vostru personal de Facebook la articol de unboxing sau review. Cele 4 capturi, cele 4 screenshot-uri le trimiteți la concurs@mobilissimo.ro cu subiect concurs Allview Viva Q10 Pro plus numele vostru real, plus număr de telefon și plus adresa. Extragerea va avea loc prin random.org după publicarea recenziei. Și acum hai să aruncăm o privire asupra opțiunilor foto, deși este o tabletă cu diagonală mare, deși nu prea vom folosi camera, avem parte și de efecte și de o grămadă de opțiuni interesante, inclusiv calitatea imaginii și câteva opțiuni legate de captura video. Văd că putem captura 480p, teoretic, și salva locul în care am făcut fotografia sau filmarea. Văd că avem și butoane virtuale pentru volum și hai să vedem ce sistem de operare avem la dispoziție aici. Este vorba despre Android 4.4.2 KitKat. Tableta se numește Allview Viva Q10 Pro, s-a lansat în ianuarie 2015 și acum deja o puteți câștiga la un concurs mobilissimo.ro dacă respectați regulile de mai devreme. Prețul său este de 819 lei și o tabletă de 9,7 inch de acest gen poate fi utilă pentru a juca jocuri precum GTA, Gangsta Vegas și multe, multe altele. Cam atât de la mobilissimo.ro, la revedere!